Excrementele de lilieci, numite guano, conțin urme ale vegetației consumate de insectele pe care le-au mâncat micile mamifere. Astfel, cercetătorii își pot face o idee despre cum era vremea în perioada respectivă. Totul se face pe baza izotopilor, adică atomii plantelor care se regăsesc încă în probele de guano. Compoziția izotopică a insectei se reflectă cumva variațiile climatice. Și atunci, insecta este mâncată de liliac. Iar se produce o modificare, dar rămân semnale legate de climă. Și atunci așa ajungem noi să studiem guano și să încercăm să reconstituim clima. Pentru a putea face acest lucru, cercetătorii clujeni folosesc o aparatură unică în România, care permite arderea probelor de guano și identificarea structurii și compoziției lor. Proba este introdusă într-un cuptor, în cuptor în care la o temperatură de 1700-1800 de grade se arde proba și ceea ce rezultă din arderea materiei organice este dioxidul de carbon. Dioxidul de carbon este preluat de instrument, de spectrometru, în care se măsoară raporturile izotopice de carbon. Probele de guano au fost prelevate din peșteri sau biserici din mai multe zone ale țării. Geologii au putut să tragă deja primele concluzii. În anii 1920 a fost mult mai arid, deci cantitate mai mică de precipitații. Și aceeași lucru se poate observa pe stalagmitele din peșteri. Cercetarea este unică în Europa, iar finanțarea se ridică la 1,5 milioane de lei. Cei doi cercetători se gândesc să-și extindă studiul și dincolo de granițele țării, în Statele Unite ale Americii, Maiorca sau țările nordice ale Europei.